așa, așa, așa. Arată-ne, sunt leasă, că știi că nu vorbesc prin semne, deci nu e pe stilul ca la noi în emisiune, fără la valiere, ți închizi și faci din alea și... Nu cred că o să primiți mesaj, nu cred că o să primească dumnealor să-și deschidă la valierele, nu cred. Dar o să mai vedeți niște chestii, niște alea, o să vă spun niște alea, niște centuri, niște... Să nu te sperii, e normal, așa se face. Dacă mor, mor. O să ai o punguță acolo în caz de ceva, o să vorbim să-ți dea ție dublă porție de punguțe, că, na, Doamne ferește, să nu și se în caz de prăbușire murim toți patru, plus ceva din staff. Asta e bucuria ta, că mor și cei din staff. S-a liniștit că cei din staff au mai zburat și ca o pile, dacă e ceva, ei rezistă. Au parașute, nu? Da, ei au parașute. Auzi, dar altceva vreau să spun. Stai ce vreau să spun. Ah, am uitat. Ai întrebat și tu, ai întrebat și tu pe aici concurenții cum se întâmplă. Ce i-ai zis? Le-am zis de rău. I-am că îi se fundă urechile, că o să simtă un nod din stomac până în gât. O să se doară capul și ideea e să nu te uiți pe geam. Ai să nu stai la geam. Că cei care stau la geam primii sunt pe geam, se întâmplă niște lucruri și pe geam vine, te ia, te înhață și te aruncă în apă. Poftim? O las pătina la geam. Da, deci în general o să fie groaznic, dar așa e, ai câștigat vacanța, tu ai vrut-o, n-ai vrut-o tu? Doar sigur, dacă vrei să o donezi altcuiva, dar cred că e târziu că trebuiau făcute pașapoartele. V-ați gândit la asta, să donați altcuiva? I-am spus, i-am propus lui Raymond, în cazul în care e frică de avion și nu vrea să merge, să donăm. Și ce a zis, își învinge frica? O să încerce, până la urmă trebuie. Odată și odată trebuie. Și odată bine. Trebuie. Hai să vedem, până în vacanța de la Bodrum, care va fi peste câteva zile, pregătirile sunt întoi, eu aș zice să nu uitați de faptul că se alocă 10.000 de lei unui concurent.